nu mai vreau să concurez pentru ca tu, post-mortem, să câștigi titlul. O poveste senzațională. Bun găsit, dragi prieteni, la pastiluța noastră de sport. Discutăm astăzi despre un fapt dureros, pentru că este vorba despre un pilot de motociclist, de sporturi cu motor, iubitorii sportului cu motor, care și-a pierdut viața, iubitorii sportului cu motor îl cunoșteau. S-a întâmplat mai zilele trecute, Luca Salvadori, de 32 de ani, în timp ce se afla pe circuitul de la Freiburg, în Germania, la campionatul internațional de curse pe șosea categoria Superbike, și-a pierdut viața, pilot în vârstă de 32 de ani. A suferit un accident, din păcate, grav. Organizatorii și-au dat seama încă de la început că este ceva grav, dificil. L-au transportat la spital, unde el și-a pierdut viața. Pilotul echipei Prima Pramac Racing din 2023. Un tip extrem de iubit pe rețelele de socializare. Știu ce o să spuneți. Băi, opricenii, ați nebunit toți acum? Da. Din păcate, din fericire, nu știu cum să spunem, astăzi, în afară de performanțele sportive, trebuie să fie existent, să existe și pe rețelele de socializare, și da, e un metru etalon, adică ești cu atât mai important cu cât existi pe rețelele de socializare, nu neapărat prin prisma performanțelor tale sportive, dar tipul era și un motociclist desăvârșit la categoria Superbike. Spuneam că avea și 500.000 de oameni pe rețelele de socializare. Ei bine, s-a întâmplat nenorocirea. Însă el, pe plan intern, acolo și în Italia, la National Trophy 1000 în Italia, avea un concurent clar pe Filippo Rovelli de la Pistard, de la echipa Pistard. Bun, cei doi, deci nu vorbim despre ceea ce se întâmpla pe plan internațional, cei doi pe plan intern se cunoșteau de foarte multă vreme și erau concurenți în mod direct. În momentul în care Luca Salvadori s-a stins, mai existau două curse până la terminarea sezonului în National Trophy 1000 în Italia. În acel moment, în momentul dispariției lui Luca, el, Salvadori, se afla pe primul loc în clasament, urmat, bineînțeles, de Filippo Rovelli. Ei bine, Filippo Rovelli a venit, a pus pe rețelele de socializare și a venit și în fața presei și a spus așa. E un text emoționant, îl puteți găsi peste tot. A spus, dragă Luca, trecând peste ceea ce s-a întâmplat normal și așa mai departe, sufletul mi-e negru în acest moment, dar mi-aduc aminte că am început amândoi, că am debutat cam în acea perioadă și că am mers umăr la umăr tot timpul. Mi-aduc aminte, adică ceva foarte frumos, mi-aduc aminte de cursele noastre, de duelurile dintre noi. Fiete că se face și un pic piele așa și, la modul cel mai sincer, nu-mi imaginez duelurile pe plan intern altfel decât umăr la umăr cu tine. De aceea eu, Filippo Rovelli, am decis să nu mai concurez la ultimile două curse ale sezonului pentru ca tu, post-mortem, să poți să câștigi titlul. Ok, știu ce o să spuneți. Păi da, mă, și pe ăla cu cel mai încălzește, nu despre asta este vorba, ci despre faptul că sportul, dacă am mai spus-o de mii de ori, dacă am fi să mergem la ceea ce a zis marele Bill Shankly, managerul celor de la Liverpool, bă, fotbalul ăsta nu e numai o chestiune de viață și de moarte, e mai mult decât atât. Ei bine, am putea extrapola să mergem și la alte discipline. Dacă el concura normal, Filippo câștiga titlul, logic, pentru că Luca, din păcate, Salvadori, nu mai avea cum să mai concureze. Însă a decis să nu mai concureze în memoria bunului său prieten, cu care era nu numai prieten, ci și concurent în mod direct, pentru ca, post-mortem, Luca Salvadori să câștige titlul la National Trophy 1000 în Italia. Sunt puține astfel de gesturi, dar ele ies în evidență atunci când trebuie. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Toate cele bune, numai bine, la revedere!